În luna aprilie, prețul cărnii de porc va crește în România, în medie cu 15-30%, atrag atenția reprezentanții Asociației Române a Cărnii. De asemenea, o creștere importantă s-a consemnat în ultimele 12 luni la pieptul de porc, unde prețul de tranzacționare s-a majorat cu 40%. De asemenea, la jambon s-a înregistrat o creștere a prețului de 25%, la fel și la alte piese rezultate din tranșare. Se estimează că această creștere a prețului cărnii de porc va urma o curbă ascendentă până în a doua parte a anului 2017, când va avea loc o stagnare. Printre cauzele care au condus la creșterea prețului cărnii de porc la nivel european, se află creșterea semnificativă în cursul anului 2016 a exportului de carne de porc în țările asiatice, în special în China, Japonia și Hong Kong, respectiv scăderea efectivelor de porcine la toate categoriile de vârstă se arată în comunicatul emis de Asociația Română a Cărnii.